Primăria Municipiului Giurgiu organizează în perioada 24 martie-6 aprilie la Galeriile de Artă de lângă Turnul Cu Ceas o expoziție cuprinzând lucrările studenților de la Universitatea de Arhitectură și Urbanism Ion Mincu din București. Proiectele au fost realizate în cadrul Școlii de Vară Conversie Centru Social Sustenabil Stejarul din august 2013. Obiectivul general al proiectului a constat în diminuarea numărului de vârstnici aflați în situații de criză și a bătrânilor străzii prin realizarea unui centru de îngrijire care să asigure condiții decente de trai pentru cel puțin 50 de persoane vârstnice. Școala de vară a fost coordonată de Anne-Marie, arhitect șef în cadrul Primăriei Giurgiu, în colaborare cu îndrumătorii proiectelor de arhitectură, conferențiar doctor arhitect Codina Dușoiu și asistent doctor arhitect Raluca Boroș. Veți putea vedea în dreapta expoziția planșele de prezentare de anul trecut. Un traseu, am încercat să facem ceva hasliu și cu pași, să urmărim puțin traseul pașilor. Vom vedea în față zona în care se rulează un film de prezentare. Am venit aici ca o garanție a faptului că acest al doilea workshop se va face și se va face cu participare internațională și încercăm să fie o îmbunătățire din ce în ce mai mult a activității noastre și o aducere în lume real a acestor proiecte, care deocamdată sunt vise, sunt idei, dar conlucrând împreună le putem face realitate. Aveți în partea dreaptă expoziției rezultatul muncii noastre, a gândirii noastre alături de studenți pentru ceea ce a fost apăra Stejarul. Am încercat să oferim comunității soluții integrate și sustenabile și cât mai diverse, să mergem pe 4 variante complet diferite ca să putem lărgi plaja de opțiuni. Expoziția are și o zonă dedicată cetății din insulă, în care sunt expuse o machetă a cetății aparținând Muzeului Școlii numărul 4 Mihai Eminescu și colecția arheologică a Muzeului Școlar pe tematică medievală. Totodată este prezentată și o introducere în viitoarea tema a școlii de vară legată de conservarea, protejarea, restaurarea și valorificarea acestui monument de importanță națională. Expoziția va fi deschisă publicului până în 6 aprilie între orele 8-20.